Deschideți palma și îndoiți degetul mic. Vârful degetului mic va atinge palma într-un anume punct și în acel punct este bine să vă masați. Este punctul inimii. Așa cum știți, medicina tradițională chineză consideră că pe palmele noastre avem reprezentate toate organele. Astfel, găsiți punctul inimii și este bine să-l masați. O să vedeți că de foarte multe ori acest punct este dureros. Bine, așa cum știți și cum am mai discutat în cadrul emisiunilor noastre, locul dureros este chiar locul pe care îl căutăm, chiar punctul pe care îl căutăm. Este o modalitate de a găsi aceste puncte pe care este bine să ni le masăm. Și încă ceva ce mai putem face. Tot așa, dacă deschidem palma și îndoim degetul mijlociu, ajungem într-un alt punct, care este punctul pericardului și acest punct este bine să-l masați. O să vedeți că și acesta este dureros de foarte multe ori și în acest fel putem să avem grijă de inima noastră. Dar nu uitați, de inima noastră avem grijă și dacă suntem împăcați noi cu noi, dacă ne odihnim așa cum trebuie, dacă facem mișcare, dacă ne ținem greutatea sub control și, bineînțeles, trebuie să fim foarte atenți să nu facem tensiune, să nu avem colesterolul mărit și așa mai departe. Și ce ne mai poate ajuta? Extractul din frunze de măslin. Așa cum știți, uleiul de măsline este recomandat pentru sănătatea noastră, deoarece conține oleuropeină, dar această substanță este conținută și în frunzele de măslin. De aici extractul de frunze de măslin și recomandarea de a face periodic cure cu extract de frunze de măslin, cu atât mai mult cu cât acesta conține o cantitate mult mai mare de oleuropeină decât uleiul de măsline. Și în plus, uleiul de măsline nu place tuturor. Așa cum știți, are un gust mai aparte, ușor amărui, ușor picant, înțepăcios cumva, dacă este un ulei de măsline de calitate. Dar nu place tuturor, după cum spuneam, iar noi nici nu prea suntem obișnuiți, dacă este să recunoaștem, cu uleiul de măsline. Și tocmai de aceea ne-ar prinde bine din când în când câte o cură cu extract din frunze de măslin. Și există studii despre acest extract, studii care au arătat că într-adevăr el ajută scăderea tensiunii arteriale, ajută scăderea colesterolului rău. Cum adică? S-au făcut studii, după cum spuneam, de exemplu, s-au luat două grupe de persoane, dar persoanele respective erau gemeni identici și s-au împărțit în două grupe. O grupă a primit placebo și o grupă a primit un asemenea supliment cu oleuropeină și s-a dovedit foarte clar că administrarea unui supliment cu oleuropeină scade tensiunea arterială. Așa cum spuneam, acest compus ajută persoanele care au tensiunea mărită și ajută și persoanele care au colesterolul mărit, dar tot în urma studiilor s-a demonstrat că extractul din frunze de măslin ajută și pancreasul în producția de insulină și mai mult scade rezistența la insulină. Este acest compus oleuropeină care este conținut de frunzele de măslin și, bineînțeles, și de măsline și se regăsește și în uleiul de măsline, un compus extraordinar pentru că s-a demonstrat că are efecte antioxidante, antiinflamatoare, antibacteriene, antivirale și așa mai departe. Bineînțeles, prin urmare, acest extract din frunze de măslin este indicat și pentru imunitate. Înainte de sezonul răcelilor și gripelor, este indicat și pentru detoxifiere. Și aici aș vrea să precizez ceva. Dacă vă hotărâți să faceți o asemenea cură de detoxifiere, trebuie să știți că s-ar putea ca în primele zile să nu vă simțiți tocmai bine. S-ar putea să vă doară capul, s-ar putea să vă apară pe piele așa ca o mică eczemă, s-ar putea să aveți diaree, s-ar putea să vă simțiți obosiți, așa cum vă simțiți la o gripă ușoară. Pentru că organismul nostru luptă să elimine toxinele și atunci trebuie să faceți o pauză și eventual apoi să reveniți cu o doză mai mică din extractul din frunze de măslin și apoi să creșteți doza treptat. În mod normal, acest extract din frunze de măslin se ia dimineața cam 50 de mililitri, dar există și varianta bio. Varianta bio se ia puțin mai puțin, 40 de mililitri și este recomandată diabeticilor. De ce? Pentru că acest produs,
extract din frunze de măslin mai conține și extract din flori de gălbenele și știm că și acesta are un puternic efect antiinflamator, dar mai conține și fructoză. Este vorba de varianta convențională a produsului, pe când varianta bio nu conține și fructoză și tocmai de aceea este recomandată diabeticilor. Găsiți toate aceste produse pe frunzedemaslin.ro. Sunt produse importate din Italia, care au toate certificările de rigoare și pe baza cărora s-au făcut și studii, foarte multe studii. O să le vedeți pe site-ul Frunză de Măslin dacă vreți să parcurgeți toate aceste studii. Și eu v-aș recomanda să o faceți, pentru că este foarte bine să ne informăm. Să ne informăm asupra produselor pe care le consumăm și, bineînțeles, să ne informăm asupra recomandărilor pentru sănătatea noastră și să ținem cont de ele. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că urmăriți emisiunile mele de sănătate. Sunt emisiuni în care mă bucur să prezint noi produse. Sunt emisiuni în care am plăcerea să stau de vorbă cu specialiști de top din domeniile lor de activitate, din medicină, din stomatologie și așa mai departe. Și toate aceste emisiuni le găsiți pe canalul ACC Media Channel. Și ACC asta înseamnă Arena Content Communication, altfel spus, comunicare în arenă prin conținut de calitate. Pentru că noi, echipa ACC Media Channel, credem în conținutul de calitate, credem în informația bine documentată. Vă mulțumim tare mult și, bineînțeles, intrați pe accmediachannel.ro, nu uitați să vă abonați și la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu toate emisiunile noastre și pe mine mă găsiți și pe Instagram și pe TikTok, pentru că probabil unii preferă câteodată, măcar pe scurt, toate aceste informații și acolo le găsiți. Vă mulțumesc tare mult și nu uitați cât de importantă este prevenția. Știm, să previi e mai ușor decât să tratezi și apoi să nu uităm că sănătatea depinde în foarte mare măsură de noi, de obiceiurile noastre, de deprinderile noastre. Așadar, foarte mare atenție la prevenție.